Românii vor beneficia prin lege de o nouă zi liberă chiar de anul viitor. Vinerea Mare ar putea deveni sărbătoare legală nelucrătoare. Această zi este liberă și pentru funcționarii Comisiei Europene și sărbătoare legală în 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii. Un proiect de lege redactat în acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sărbătoare legală nelucrătoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Paștelui și astfel ultima vineri din postul mare și se mai numește Vinerea Seacă pentru că mulți români au obiceiul de a posti cu post negru. Potrivit proiectului, Vinerea Mare este sărbătoare legală în 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, iar conform calendarului sărbătorilor legale stabilit de Comisia Europeană, va fi în 2018 și pentru instituțiile Uniunii Europene. Conform datelor din proiect, Codul Muncii prevede în prezent 14 zile de sărbători legale, mai puține decât în alte țări din UE, precum Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 sau 17 zile de sărbătoare legală.